Ok, primele ore aici în Tiraspol, după problemele pe care le-am avut în primul clip, iar, first order of business, astăzi trebuie să schimbăm niște bani, pentru că vreau să mă tund și vreau să mă duc și să-mi cumpăr un altă, să-mi iau ceva de mâncare, n-am mâncat nimic, nu am internet, nu pot să-ți cumperi, simt de internet, o să povestesc imediat și o să schimbăm acum, pot să schimb din ăștia bani moldovenești, o să schimbăm 1000 de ăștia moldovenești, ați aici unde n-ați, da? Schimbă. Yes, tot. Ia să vedem, deci trebuie să-mi dea niște ruble transnistriene care din păcate nu pot fi folosite în altă parte decât aici. Ia să vedem dacă îmi cere, ce face, calculează, mă, că cred că e destul ușor să calculezi 1000. N-am scos, nu știu, 1000 de din ăștia moldoverești, am undeva la vreo 40 de dolari, 40 de euro. Deci am scos 40 de euro, cred că e cam mult. Stați să vedeți, cred că este cam mult ce am luat aici. Și vreau să mergem să ne tundem, vreau să luăm de mâncare. Ideea este că aceste exchange-uri, evident ca în România. Ok, spasibă. Aceste exchange-uri sunt peste tot. Deci am văzut eu vreo 6 până aici. Și uite, mi-au dat de 5. Nici nu știu exact câte am luat. Cred că vreo 8000 trebuie să fie. Sau 8. Deci eu nu înțeleg ce mi-a dat femeia asta aici. Ia stați puțin. I-am dat 1000. A, 1000 de dăștia înseamnă... Să-mi bag piciorul dacă înțeleg. Deci pentru 1000 de dăia mi-a dat 200 cu 200, 400, 600, mi-a dat 800 și ceva de dăștia. Pentru 1000 de lei moldovenești, 800 și ceva de... din astea, ruble de Transnistria. Și cum v-am spus, banii ăștia nici nu poți afla exact care e conversion rate, trebuie neapărat să te uiți în ziua respectivă, pentru că se schimbă, în principiu ei decid conversion rate-ul raportat la dolar. Iar acum trebuie să găsim un loc undeva, aici nu, unde să putem să ne tundem. Eu acum trebuie să am și foarte mare grijă, pentru că în momentul în care o să ies din țară, la fel banii și trebuie să-i schimb, că dacă nu am ce să fac cu ei, poate îi țin așa ca suvenir. Ok, deci m-am lămurit. Internet, nicio șansă, nu poți downloadezi internet, adică nu poți să iau SIM de internet. Ideea este că am downloadat pe Google Maps harta întregului oraș, am luat de pe Google Translate limba rusă, deci acum măcar pot să comunic. Dacă s-a întâmplat ceva la campul, până pot să comunic. Am salvat cazarea, știu unde stau, nu am absolut niciun fel de problemă. Am băgat acum pe hartă să mergem către centru, locul în care sper că o să și găsim o frizerie. Bă, haide să fac și acum puțin pe prostul, bine, nu trebuie să fac pe prostul că sunt deja. Deci dacă 800 de dăia, dacă 1000 știam că sunt 40 de euro, asta înseamnă, de fapt nu sunt vreo 46 de euro, așa înseamnă că ia 800 și ceva, cât? Înseamnă că un euro undeva la 20 de ruble din astea transnistriene? Cred că despre asta e vorba. Pana mea, habar n-am să-mi bat piciorul, deci e ireal, ireal. Da, mă, uite că nu sunt chiar așa de prost. Nu știu care înseamnă, cred că asta e vânzarea, e cumpărare. Undeva la 20 de ruble din asta pe euro. E bine, deci am calculat decent. Ultima oară când m-am tuns a fost în Feroe, frate, dacă mai țineți minte. Și a fost foarte scump, să vedem cât o să coste aici. Atunci țineți cont că am fost unul dintre cele mai ieftine locuri pe care le-am găsit, iar ăsta este printre cele mai defiță locuri pe care le-am găsit aici. Deci, atunci este o diferență enormă de preț. Dar vedem. Vi s-ar părea să mă tund așa, să-mi țin por exact așa o cadere în mijloc. Cum versa? Cred că aș fi destul de urât, nu? Cărarea asta atât de nașpa. Bă, da, omul ăsta chiar știe ce face din câte văd. E extrem, extrem de atent.
m-a întrebat dacă fac YouTube, i-am spus că da, oricum foarte tare, vorbește puțin engleză, ceea ce e foarte, foarte rar pe aici, data din atenția pe care o acordă, chiar cât costă ea să ofreză forță, să vedem cât o să și coste. Forță, bă, sunteți nebun la cap, uite cât de mișto m-a tuns. În sfârșit am și o freză ca lumea. Asta chiar o să cad. Hai să vedem acum cât trebuie să... Stai că o să-i las și lui, dar mai întâi să-mi zică fata asta. Evident că o să-i las fata. Haide să vedem cât îmi cere. Deci cât erau 20... 200 de ăștia, cât erau, mă? Nu mai țin minte. Nu mai țin minte câți bani. Cred că s-au pus bani. Toma? Da, trebuie să ieși. Adun, nu? Pasivă, pasivă, спасибо. Спасибо. Bye. Thank you. Bye. Bye bye. Спасибо. Thank you. Bye. Deci nu știu cât i-am dat. Cred că i-am dat 200 de lei. Cât înseamnă 200? 200 înseamnă 10 euro, cred. Ce faci, mă? Bă, frumoasă. Deci tunsul a fost 5 euro. Da, bă, cum am dat seama? Eu am stat, că am și banii moldovenești acolo și eu nu mai... Deci nu pot să-mi dau seama exact ce am, de unde am, cum am cheltuit. O să vedem momentul în care o să rămân fără. Dar trebuie să știți că, deci, i-am dat lui 5... Da, deci am dat lui 100, asta, atât a costat tunsul, 5 euro. Acolo, bă! 5 euro, 100 de dea, mă, nu? I-am dat 200 și mi-a dat gagica aia 100 rest, ok. Deci 5 euro a costat tunsul. Mamă, frate, cât de ieftin în centru aici. Și i-am dat lui 200, adică 10 euro, adică m-am dus cu 15 euro. Dar a meritat, frate, băiatul, ești nebun, deci știi cât a stat omul? Acolo să știți că n-am exagerat, pe mine m-a apucat somnul, deci la un moment eram atât de plictisit cât îmi venea să dorm. Adică sunt oameni care sunt atenți la detalii, care sunt foarte, foarte atenți la detalii și, pe urmă, e băiatul ăsta care era nota 700. Știți care e problema acum? Că eu aș vrea să și mănânc ceva, dar nu știu exact unde și aș vrea să încerc să mănânc ceva de pe aici, de la ăștia. Să vedem ce se poate mânca la ei. Stați că avem o problemă, frate. Deci eu nu pot să-mi dau seama de aici care sunt banii de aici și care sunt banii, că tot nu-mi dau seama, deci ăștia 100% sunt de aici, ăștia cu Ștefan cel Mare sunt moldovenești, deci ăștia sunt de aici, de aici, de aici, de aici, ok, 10, ăsta e Ștefan cel Mare, da, Ștefan cel Mare, 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 haideți că m-a spart, uite încă 200, moldovenești, ăștia sunt de aici, ăștia sunt de aici, ăștia sunt de aici, ăștia toți iarăși cu Ștefan cel Mare, a, deci ok, ia sunt cu Ștefan cel Mare, ăștia sunt banii mei, stați să facem o chestie, 200, cu 200 înseamnă 400, 250, 450, 450 cu 100, 550, 550 cu 10, 20, 30, 40, a, da, mă, da, deci e ok, e bine, e bine, acum am înțeles. E extrem de confusing, trebuie să iau banii ăștia pe care cheltuiesc, pe care o să-i cheltuiesc aici, să-i pun într-un buzunar. Bine, cred că mai sunt la mine în buzunar, cred că mai am ceva.
Și restul îi băgăm în ăsta mare, pentru că eu am scos tot ăla de... Eu am scos toți banii pe care îi aveam și mi-era frică acum că i-am dat bine, chiar dacă îi dădeam 200. Nu mi-am dat 200 de aia, deci 10 dolari. 10 dolari, da. Da, frate, dar oricum a făcut super treabă omul. Gândiți-vă că am dat lui băiatul acolo din Danemarca, i-am dat cât i-am dat 40 de euro, frate, să mă tundă. Da. Uf! Mamă, cât de bine mă simt, deci nu vă dați seama, nu vă dați seama. E așa un vibe atât de bună în momentul care o tunsoare bună, dar stați, săracu. Aici am părți, măi, cel mai nasol. Stai să aranjezi fiecare bucățică, să fii atent să cum sunt firele de păr. E e cu cântec. Gata, stați că am găsit un restaurant care este cumva mai în față, dar trebuie să trecem exact prin piața asta. Iar asta este o piață, se numește Orhidea Market. Ia să vedem aici cu cât schimbă, 19,6 sau 18,7, deci același preț. Am mai văzut niște gagici foarte simpatice pe aici, unele extrem de drăguțe. Problema este că eu nu știu acum dacă vorbesc în română, mă înțelege cineva, habar n-am. Eu vorbesc, urlu, am stilul caracteristic, dar... Da, deci asta este o piețușcă, uitați-vă cât am mai ursul, bă. Mamă, frate, cât am ursul, zicea Valentina la un dat acum 1000 de ani, că mi-ar plăcea și mie să mie un urs din ăsta. Și zice, ce să faci cu el, frate, nu vrei mai bine să-ți iau, uite asta? Îți iau tarantul ăsta mai bine? Așa, restaurantul se numește, nu știu numele, vă dați seama. Uite, aici altă frizerie, de exemplu, Barber Fade, la asta te costă 80. Deci la asta este 4 dolari. Eu m-am dus la 5 și ați văzut ce loc, era pizza. O să venim pe aici să cumpărăm și niște fructe, ceva pe urmă. Dar mai întâi aș vrea să mănânc ceva, să găsim ceva bun de mâncare. Iar ăsta probabil că este cel mai zgomotos stop din lume. Mamă, și uitați cum sunt țevile astea aici. Uite, și sunt niște scări interesante. Bă, uitați unde suntem. Pe Lenin Street, sunteți nebun la cap. Și astea sunt niște trepte foarte interesante. Probabil că duc în casa cuiva. A fost interesant să fie aici un restaurant, mă. Chiar a fost interesant de tot să fie un restaurant, dar nu e. Mi-am luat schema, am pus acolo restaurant și m-a dus undeva unde nu e restaurant. Hai să vedem. Gata, am identificat. Trebuie să mergem pe Lenin Street asta. Bă, ce zgomot poate să facă ăla. Mergem pe Lenin Street asta până în capăt și până o facem dreapta. Bă, cred, stați că nu e așa. Nu e, frate, stai că nu e acolo. Doamne Iisuse Hristoase, știți care e problema cu Google Maps-ul? Nu, frate, e în partea cealaltă. Trebuie să mă întorc. Problema cu Google Maps atunci când îl downloadez, când downloadez harte, nu știam chestia asta, nu îți ia traseul dacă mergi pe jos, îți ia traseul dacă mergi cu mașina. Ceea ce nu pot să înțeleg de ce. Am încercat să downloadez traseul de a merge pe jos și nu am reușit. Deci doar cu mașina. Ciudățenie maximă asta. Când am ajuns aseară în Chișinău, tipul care a venit să mai de la aeroport mi-a zis, problema că el de salarii, întrebări din asta, eu tot timpul când ajung în țări de genul ăsta, îmi place să pun întrebări legate de salarii și mi-a zis că, domne, nu l-am întrebat eu, bă, voi o să veniți vreodată, nu e? Și omul s-a uitat la mine și a zis, nu cred, că încă nu suntem la nivel cu salariu, cu nu știu ce, la cine cer Uniunea Europeană. Și zic eu, păi nu știu cât e la voi sau care sunt banii care se câștigă aici. Și mi-a zis, păi ei ne cer măcar un 500 de euro pe lună și la noi un salariu foarte bun de 500 de euro pe lună. La care eu îi zic, păi da, ok, și atunci dacă un salariu foarte bun e 500 de euro pe lună, cât e un salariu, nu știu, mediu? Și mi-a zis că, domnule, sunt foarte mulți oameni care trăiesc cu 100 de euro pe lună sau cu 200 de euro pe lună. Atunci l-am întrebat și am zis, păi da, și ție ca taximetrist sau ce era el, cum ți se pare ok, adică rentează? Faci că, bă, dacă vrei să faci bani, faci bani. Și acum uitați-vă că vine o gagică din față, întoarcem frumos camera. Bă, așa să știți. Bă, să știți că centru, nu știu, cel puțin partea asta, mi se pare foarte curat. Foarte drăguț. Îmi place mult de tot. Are vibe de
ce să vă zic eu, are vibe de oraș din ăsta, dintr-o zonă foarte civilizată a României, să spunem. Un oraș din ăla micuț de tot. Uite ce hotel ăsta, cred că e hotel Tiraspol, uite cât de mișto e în partea aia. O să mergem mâine să vedem toate landmark-urile importante. Facem un clip separat și de acolo o să începem toată plimbarea. Dar mi se pare curățel, să știți. Adică nu e un loc, nu mi se pare un loc murdar. Am renunțat la Google Maps, deci nu, n-are nicio treabă, frate. Te trimite undeva, după care atunci când ajungi, îți spune că de fapt trebuie să mergi în partea cealaltă. E foarte haotic. Și am luat-o eu și în partea asta, că văd că au aici pe centru, vedeți, e o zonă de aia pietonală. Și în mod normal, când sunt zone din astea pietonale, astea sunt puse în locuri turistice. Și dacă sunt locuri, te-am văzut forneti, frate. Nu o să mănânc forneti nici dacă mă bați. Uite, de exemplu, pe tipul ăsta aș mânca, da. Asta care vine acum din față, da, clar. Așa. Deci asta zic și eu, că dacă e zonă pietonală, ar trebui să fie ceva, să găsești un restaurant. Adică, în mod normal, când te duci... A, uite, am văzut ceva drăguț acolo. Și nu e o gagică, stați liniștiți. Sunt multe chestii pe această planetă care îmi plac. A, uite mă, da. Sunt deștept, bă. Era clar că asta e o zonă pietonală bună. Și vedem că sunt șanse măricele să putem găsi aici vreun restaurant. Wow, aici chiar îmi place mult de tot. Uite, asta e o cafenea, dar nu mă interesează cafenea. Vreau să mănânc, vreau un restaurant din ăsta așa. Și iar nimic, nu mai monumente. Bă, frate, n-am și unde să mănânc ceva, mă. Uite, acolo îmi zice semn către Odessa. Dar nu vreau să mă duc la Odessa, vreau să stau aici. Că am fost în Odessa. Cunosc Odessa bine de tot. Uite mă, și asta de exemplu ce? Uite, pașaport Republica Moldova, România, Ukraine. Și ăla ce e, pașaport de aici? A, da, că nu v-am spus. Ăștia de aici au pașaportul lor. Dar toți de aici au și pașaport de Transnistria. Au și pașaport de Moldova. Ia seama că pașaportul de Transnistria, țară recunoscută de alte încă 3, care nici alea trebuie să recunoscute de nimeni altcineva, relevanță zero. Dar uite, fata, tot monumente găsesc, mă, ești nebun la cap. Și uitați, acum am ajuns acolo unde spuneam că nu vreau să ajung, clădirea aia colorată. Și nu vreau să ajung acolo, vreau să pot să mănânc, frate. Vreau să găsesc random un restaurant pe stradă. Atât îmi doresc. Aici, de exemplu, scrie, dacă vedeți, bancomat 27, 24/7. Deschis tot timpul. E schemă. Bancomatele de aici nu funcționează cu carduri emise în afara Transnistriei. Poate doar cu câteva din Moldova. Dar am încercat cu cardul meu la 3 bancomate și nu a funcționat deloc. Deci aici trebuie să veniți cu cash, că veniți cu dolari, că veniți cu euro, că veniți cu lei moldovenești. Nu puteți să schimbați lei românești, asta e foarte important. Foarte important, deci știu, pentru că eu de la ultima mea venire prin România aveam vreo, nu știu, mai am vreo 200 și ceva de lei și mă gândeam, hai mă frate, am 200 și ceva de lei, uite ce mașină, am 200 și ceva de lei, cu siguranță pot să-i schimb. Nu, sunt useless. Deci acum nu știu ce să fac, Google Maps îmi spune să mă duc încolo, dar instinctul meu de fată mare îmi spune să mă duc încolo. Haide să nu mergem după instinct, mergem după Google. Că poate acum nu mai dă. Și spune că la 300 metri de aici ar trebui să fie un restaurant. Mamă, ce țapă m-am luat. Deci acolo jos m-am așezat, frate. Deci practic am mers așa în circles. Mamă, da, uite-mă în față, m-am tuns. Mamă, deci mor. Bă, mor de nervi, nu vă dați seama. Mor de nervi. Băi, deci dacă ăsta nu e restaurant, eu bat pe cineva să mor eu. N-are cum, asta trebuie să fie restaurant. Nu se poate să nu fie restaurant așa ceva. Dar trebuie să întrebăm. Nu e, frate, restaurant, e cafenea. Băga mea și piciorul să-mi o bag. Să-mi bag, frate. Deci eu nu mai caut, pentru că așa ceva nu se poate. Deci este absolut incredibil să nu pot să găsesc undeva unde să mănânc. Să merg pe stradă, că în mod normal trebuie să mă lovesc de un restaurant la fiecare colț de stradă.
mai ales în zona centrală, și acum nu am văzut nici măcar unul. Că nu sunt fițos, mănânc orice, oriunde, oricum. N-am nicio problemă când zic că mănânc, mănânc. Dar nu se poate așa ceva să nu găsesc nici măcar unul singur, frate. Deci dacă ăștia de la Royal Club nu au de mâncare, le dau foc, bă. A, bine că jumate din mese sunt ocupate. Zic că-s rezervate, auzi. Ce rezervă, frate, că nu vine nimeni aici la voi, ești nebun? Uite, frate, reserved. Dar toate sunt pe toate schedule zero. Mă pun și eu aici. Ce o să-mi zică? Oh, mamă! Deci nu vă reați seama cât am mers și nici nu știu cât am mers, pentru că neavând internet, habar n-am, mă plin ca bou, așa. În cercuri. Stați că toate mesele erau ocupate. Mamă, coi, unde mă trimite ăștia, mă, să mănânc, mă, să moară măsa, dacă am văzut vreodată în viața mea așa ceva? Mi-a zis femeia să duceți-vă. Mamă, mănânc la interior, așa? Da, mă, nu mă interesează. Stai să vezi, frate, că eu nu o să înțeleg nimica. Deci nu o să înțeleg nimica din ce au ăștia aici, să-mi ba picior. Dar nu vreau, frate, ce să stea, mă, sushi, mă, să moară măsa. Nu vreau sushi, frate. Nu vreau mâncare de-asta, mă. Mamă, deci nu înțeleg nimic aici, nebun. Aoleu, frate, deci nimica, bă. Uite, burgeri, salată. Deci nu știu ce să mănânc. Vă spun că se poate declar, habar n-am ce să mănânc. O să scriu ăsta. Zic voi la un moment dat să folosesc aia cu imagini de la Google care traduce automat. Ia fiți atenți aici. Pork ribs in honey mustard sauce. Uite, bă, că aici chiar a zis-o bine tot. Na, am vrut și eu să înjur Google-ul, dar până la urmă văd că Thai, veal, pepper, mix. Da, veal with mushrooms. Bă, o să luăm ceva de genul ăsta, nu știu. Era să cad, să-mi bat piciorul. Absolut ireal ce se întâmplă aici. Dacă era Lengel în locul meu, cred că nebunea. Ha, deci m-am pus la masă. Am zis acolo că aveam niște supă, nu știu ce, de vită. Și omul face ce că nu avem supă de vită. Și am zis, da, frate, atunci lasă, dă-mi orice altceva. Nu-mi da supă de vită, dă-mi altceva ce aveți. I-am scris pe Google Translate frumos. Și omul stă, se uită, se gândește, se duce până în spate, vorbește, pune 5 întrebări, nu știu ce dracu face acolo. Și la un moment dat vine cu telefonul lui și îmi scrie că avem foarte multe comenzi și nu punem să le facem în față și mâncarea va întârzi aproximativ o oră, o oră și jumătate. Deci dacă e vor problema asta, să știi. Și îmi zic, coie, o oră și jumătate, o oră jumate, ești nebun la cap. Și vedem că m-au ridicat și am plecat. Și arăși sunt nemâncat. Doamne Dumnezeule, văd cât de complicat poate să fie aici. Băi, arăsa vorba puțin engleză, în sensul că mi-a zis la un dat, yes. Deci era ceva mai ok. Știți cum mă simt? Nu știu dacă ați văzut în postura, dacă ați luat vreodată un video în viața voastră sau să faceți clipuri pe YouTube, să, nu știu, să creați un clip, da? Bă, și să simți de-a lungul clipului sau de-a lungul zilei că tot ceea ce face de căcat. Exact așa m-am simțit eu astăzi. De când am plecat de la din Chișinău până aici, mi s-a părut că tot ceea ce am filmat a fost de căcat, că nu mi-a reușit nimic, că n-am putut să vă prezint nimic interesant. Deci asta este un sentiment foarte nasol pe care eu îl trăiesc rar, poate, nu știu, 1%, ce 1%, mai puțin de 1% din clipurile pe care le-am făcut. Repet, nu zic acum că nu sunt anumite clipuri care sunt proaste din punctul vostru de vedere, dar zic cum le simt eu, că în principiu clipurile trec mai trec prin filtrul meu, da? Că eu le gândesc și le fac și zic, acum mă simt așa că n-am reușit nimic, că pur și simplu m-am plâns și m-am lovit de o grămadă de probleme și nu știu cât de relevant e ceea ce vă arăt eu astăzi. Adică și în vlogul anterior și în ăsta de acum. Și sunt puțin dat peste cap și ce dat peste cap? Nervos, rău. Am ajuns exact de unde am, cum îi zice, de unde am început clipul, de la Exchange de aici și vis-a-vis scrie supermarket. Așadar, o să mergem și să ne cumpărăm de la supermarket de mâncare. Pentru că ăștia de aici n-au restaurante și nu vor să-mi ia banii, ei vor să mă duc la
corporații din astea sovietice. Dar mă gândesc și eu, ori avea așa ăștia aici din alea, mă, cum zice, ceva să-i preparate? Nu trebuia să acum să stau să-mi gătesc, să iau niște mâncare și să o mănânc, atâta vreau. Ori avea și ceva, o conceptul ăsta aici în țară sau nu? Uită-te că pus cu toate. Hai că am reușit să mă înțeleg cu femeia asta. Uite-mă asta, ce e? Vaițărul ăsta, monul numai câte 33? Asta cât înseamnă 33? O, scump, frate! Băi, ești nebun la cap, ce preț! Foarte, foarte, foarte scump, nu? Sau nu, mă, astea un dolar? 20 de dei era un dolar, mă, da, nu e de scump. Nu, nu, nu e scump, stai că deam chipul 10-12 dolari. Ce prost sunt, frate, să mor eu. Încă e plin de bomboane din astea bucuria, despre care eu nu știam că sunt din Moldova. Spre rușinea mea. Te zacuscă ar fi fost interesant de găsit, dar credeți că înțeleg de aici care e zacuscă? Ar trebui să aibă, n-au cum să n-aibă, dar ce să mă bag să eu de aici, frate, ești nebun la cap, că sigur eu ceva și arunc pe urmă. Sau s-a părut să nu aibă un supermarket zacuscă, cine știe? Bă, o să închidem vlogul aici. Cât am dat? Deci mi-am umplut rucsacul. Mi-a dat și o pungă din asta cu niște restul prostilor că n-au încăput. Am dat 10... Nu, 180 de mii. Nu, 180 de daia. 180 de daia înseamnă fix undeva până în 10 dolari, ceva de genul ăsta. Deci asta e. Vreau să-mi cer scuze. Uite cât de mișto, uite, era și un apus decent. Sper că asta e direcția bună. Da, asta e direcția bună în care merg. Dar vreau să-mi cer scuze de la voi pentru... Nu știu, vlogul ăsta. Hai să apur un nașpa. Poate nici măcar nu public, nu știu ce fac. Vedem. Pa!